Am reușit să prind ceva frumușel aici în mal, chiar aici în fața mea. Hai să vedem dacă reușesc să o scot. E destul de frumos, să știu că. Vă salut! Am ieșit din nou la o partidă de pescuit la spinning, pe râul Nitelva. Am adus cu mine două bețe, un băț pentru știucă și un băț pentru șalău și avat. Dar bineînțeles, pentru că este biban foarte frumos în zona unde pescuiesc, aici sub pod, voi pescui cu echipamentul de șalău și avat și la biban. O să fac o partidă scurtă de pescuit, pentru că deja începe să se întunece, este ora 8 seara aici în Norvegia. Voi pescui în jur de 2 ore jumate sau 3, depinde cum mănâncă peștele. Tot ce voi prinde, voi elibera, dar nu înainte să vă arăt capturile. O să-mi desfac bățul de șalău și voi face câteva lanseuri la biban. După care, treptat, voi schimba nălucile și voi pescui și la șalău, avat, poate și la știucă mai spre seară. Așa că rămâneți aproape. O să revin cu ceva frumos. Am deja pus o gumiță cu care am pescuit zilele trecute în zona asta. Am o gumă de la Caniba Shad micuță. Dacă tot o am aici pe agrafă, voi face câteva lanseuri cu ea. E o gumă foarte bună. Dă avatul la ea, bibanul, șalău, știuca. O să fac câteva lanseuri chiar aici în față la pod, paralel cu malul. Sunt și multe agățături în zonă, dar așa este la pescuit, unde este pește, este și agățătură. Da, la primul lanseu am reușit să prind un pește, nu știu ce este. Chiar acum la primul lanseu mi-a intrat un bibanel frumos. Da, la primul lanseu am reușit să prind un bibanel frumos. O să fac repede două poze și o să revin cu eliberarea. Da, cu asta, asta este guma cu care am reușit să o prind. Am făcut două poze la bibanelul ăsta frumușel și eu îl voi elibera. Ia uitați ce frumușel este. El vine în mal. Du-te, mă. A plecat. O să mai fac câteva lanseuri. Poate o să prind niște bibani mult, mult mai mari și mai frumoși. Am venit aici sub pod și am dat în partea dreaptă, paralel cu malul, și am reușit să agăs ceva, dar nu știu ce e. Să fie șalău, oare? Da, nu-i șalău. Sunt pe fluorocarbon de 30. Hai să vedem dacă reușesc să o scot. E destul de frumos, să știu că. La început am crezut că e șalău. Dar nu-i șalău. Frumoșică, știu că. Chiar aici sub pod, dădeam lângă mal. Încercam să prind un biban,
un șalou mai mic și am reușit să prind știuca asta. Hai să vedem dacă o putem scoate. Da, n-am adus mincioc cu mine, dar să mă descurc eu cumva. Mă descurc. Hai să vedem. Ce s-a rănit. Are o gaură în bot, îi cură un pic de sânge, dar nu nicio problemă. Da. Cu echipamentul de șalou am reușit să-l prind. Hai că... E destul de puternic. Hai că o scoatem acum la mal. Nu o să o măsor pentru că nu e așa mare, mare. Hai că îi bag mâna. Încerc să-i bag mâna sub bărbie. Da. I-am băgat mâna sub bărbie și în branhi, sau cum se zice. Și mă voi duce să-i scot jigul din guriță. A, deocamdată e bine. La primul lanseu, când am ajuns aici, am reușit să prind un bibonel. Iar acum știu că asta frumoasă. Ho, 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 ho. Ia uitați. O să-mi scot mâna de la ea din gură și o voi elibera încet, încet. Ia uitați ce frumoasă e. Ia uitați. O să fac câteva poze cu ea și o voi elibera. După cum v-am promis, voi elibera știuca asta frumoasă. Nu o voi măsura pentru că pentru mine este mică. Am prins de 1 metru și 15 cm, deci asta este micuță. Dar are undeva la 2-3 kg, nu știu sigur. Imediat va pleca. Da, a plecat. Voi continua partida de pescuit. Poate voi mai reuși să prind ceva. Ați văzut, am avut un drill foarte frumos cu echipamentul de șalău. L-am prins chiar sub pod, lângă beton, paralel cu marginea de beton. O să mai fac câteva lanseuri aici, în zona asta. Poate reușesc să prind ceva biban și sper să prind și un șalău frumos. De vreo 5 minute am eliberat știuca aia frumoasă, de vreo 2-3 kg, să zic așa. O să vă arăt guma cu care am reușit să o prind. Dădeam la șalău și la biban cu guma asta de la Cannibal Shad și am reușit să păcălesc știuca aia frumoasă. Dădeam sub pod, lângă mal, pentru că acum
când se întunecă, Shalou vine în mal și răpește obletele mic. Am zis, hai să fac câteva lanseuri chiar lângă beton, lângă mal. Am lansat și, de fapt, la a doua lansare am reușit să prind știuca asta frumoasă. Am făcut câteva poze cu ea și am eliberat-o nevătămată. Am prins-o cu un echipament de șalău, cu un băț extra fast. Fir principal folosesc un textil Daiva Tournament de 0.10, pe care am pus o strună din fluorocarbonă de 0.30 și am pus guma asta mică de 8 cm. Mă mir că nu mi-o tăiat știuca, că putea să-mi taie foarte ușor fluorocarbonul, dar am agățat-o oarecumva în stânga, în colțul gurii, unde nu erau dinți, și așa am reușit să o scot. O să continui partida de pescuit, poate mai reușesc să prind ceva frumos. Mai am cam vreo oră, să zic așa, de pescuit. Aici, după pod, în partea stângă, este un golf. Apa e liniștită. Iar în margine îi multă vegetație. O să mă bag și o să fac câteva lanseuri. Poate iese o știucă faină de acolo. Uite, chiar aici o să sar peste grilajul ăsta metalic și mă bag aici. Mă bag aici pentru că e un loc foarte promițător. O să fac câteva lanseuri aici. Poate reușesc să prind ceva. Nu se știe niciodată de unde sare iepurele. Este zicala aia. Sunt știuci. Foarte mare aici pe râul ăsta în Itelva. Nu zici cineva că în urmă cu vreo 3 săptămâni un băiat a prins o știucă de vreo 20 de kilograme. Deci este știucă mare. Acum nu cred că voi reuși eu să prind știucă aia de 20 de kg, dar mă mulțumesc și cu una de 15 kg. Nu-i problemă. Dacă mai fac un lanseu. Partida mea de pescuit a luat sfârșit. Încet, încet îmi voi strânge echipamentul și voi pleca acasă. După cum ați văzut, am reușit să aduc la mal un biban frumos, chiar la primul lanseu. După care am insistat la șalău, mai în larg, dar n-am reușit să prind șalăul. Am pescuit puțin și sub pod, în încercarea de a prinde șalău și biban, dar am reușit să prind o știucă foarte frumoasă. Mă bucur că am adus-o la mal și am putut să o eliberez nevătămată. Iar după ce s-a întunecat, am reușit să agăț cu voblerul ăsta din exterior un bibănel frumos din greșeală, pe care l-am eliberat și pe acela. Cei care mă urmăriți pe canalul de YouTube și nu sunteți abonați, haideți cu abonare să creștem canalul împreună. Iar dacă aveți întrebări, puneți-mi întrebările în rubrica de întrebări. Până data viitoare, să ne auzim cu bine, fire întinse să aveți!